Bun găsit! Doamne, ce petrecere! Ce-au mai dansat concurenții pe tot felul de hore, sârbe, meniaito, macarena, dansul pinguinului, toate stilurile și genurile. Asta, bineînțeles, pe lângă manelele care au acaparat cea mai mare parte din seară. Denis și Viorel, George și Adina au fost mai tot timpul pe ringul de dans cu foarte mici pauze. George e de altfel non-stop cu ochii pe Adina, nu știu ce are de gând pentru că mi se pare că nu are curaj să se apropie mai mult de ea, să încerce mai mult de atât. Însă nu o stop este eu cu ochii pe ea, asta, e clar. Am văzut la un moment dat mamele în livingul băieților cum se uitau pe plasmă la tot ce fac concurenții pe ringul de dans, printre ele aflându-se și doamna Gica, care era foarte atentă la George și la Adina cum credeți că va reacționa la cele văzute? Pentru că știți că ei zilele trecute s-au tot jucat de a soțul și soția, au tot glumit spunând că ei se vor căsători în casa Miriasa și doamna Gica a intrat în jocul lor, dar dacă ar fi să fie de adevăratele, adică să nu se se căsătorească, dar să formeze un cuplu în adevăratul sens al cuvântului, care credeți că ar fi părerea doamnei Gica? Cum ar reacționa? Credeți că ar acta o relație între cei doi?